Și pe mama ta același lucru, adică biserica, nașa, mama și împărăția lui Dumnezeu, care este mama noastră spirituală, pentru care tindem să muncim și să trăim. Cu o adunătură sau cu o cocină de porci, în care așa zici și prefăcuți cerșători, prefăcuți necăjiți, prefăcuți nevoiași și prefăcuți miluitori, adică cei care așteaptă milă, vin pe baza acestui criteriu că biserica trebuie să dea și să dea cui? Puturoșilor, celor care nu vor să muncească, celor certați cu societatea și cu legea din societate și celor certați cu legea bisericii și a lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus foarte clar și categoric, cine nu muncește, nu mănâncă. Ieșiva David, omul la lucru său și la lucrarea sa până seara, și se va binecuvânta rodul muncii lui. Deci dacă tu ești sărac și mă judeci pe mine că sunt bogat, eu vin și îți spun ție, la ora 5 sau la 4 mă scol și la ora 12 mă culc. Eu sunt în câmp cu sapa, sunt în câmp cu tractorul, sunt în uzină cu strungul, sunt în magazin cu capul, sunt pe traseu cu mașina, sunt în școală cu condeiul sau sunt în universitate cu celula intelectuală. Și muncesc pentru acești bani. Iar dacă Dumnezeu mi-a dat, nu se cade să-ți arunc ție la întâmplare, care te-a învățat că în colțul străzii, într-o zi de muncă, de stat cu mâna întinsă și de spus în numele lui Hristos, o formulă pe care nici tu nu o crezi și nu o admiți. Doamne, miluiți pe un păcătos, că mare taină milostenii. Nu! Ce vrei, omule? Ai mâini la muncă, ai picioare la muncă, n-ai loc de muncă, vino și fă menaj, n-ai loc de muncă, mătură strada, n-ai loc de muncă, sapă în grădină, n-ai loc de muncă, cară lemn. Dar toți vor serviciu cu buton, toți vor viață modernă și toți vor luxul și averea pe degeaba. Nu există această țară a lui câine cu colac în coadă, pentru că aceasta vine din sudoarea frunții tale. Și atunci când tu vrei să-L iubești ca pe aproapele, ca pe tine însuți, nu-i dai. De ce nu-i dai? Nu-i dai ca să-L înveți să fie la fel de muncitor ca tine, să fie la fel de programat ca tine și el la 5 să se scoale și el la 5 să înceapă munca, cum spun unii, zice, dar pentru ce să muncesc ca fraierul și să ies la pensie când pot să câștig totul deodată? Păi da, fură și spargi și tu ești bogat. Sau dă în cap și ești bogat. Sau spargi o bancă și ești bogat. Sau du-te și mergi în străinătate și fă prostituție și ești bogat. Dar ești bogat pe ce? Pe criteriul mizeriei. Și mizeria nu aduce virtute. Cadavru miroase și ce se împute Hristos dă deoparte, nimic necurat nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Deci aici trebuie să avem grijă. Biserica creștină selectează sub obiective de caritate ce? Bătrânii abandonați ca o milă. Pentru că acei bătrâni la rândul lor au avut copii și needucându-i cum trebuie au ajuns greutatea azilelor. Bătrânii handicapați care sunt o neputință a lumii pentru păcatele ei și pe aia trebuie să-i ajuți și să-i sprijini. Copiii născuți nu din flori, ci din burți de mame destrăbălate, care ajung și umplu orfelinatele sau străzile sau gurile de canal, care vrând nevrând trebuie educați și canalizați spre o muncă de răspundere și spre o societate sănătoasă ca să nu se transforme țara într-o șleactă de tâlhari și cerșători. Dar asta nu înseamnă că biserica este responsabilă de toate curvăriile. Biserica este responsabilă de toate hoțiile. Biserica este responsabilă de toate vicleniile și călcările de cinste omenească pe care cei ce se ceartă cu Dumnezeu și cu legea laică nu vor să se încadreze. Aici se potrivește cuvântul care îl spunea un mare cronicar despre un mare domnitor. Boierul să nu-l pui în țeapă lângă tâlhar și lângă călugăr. Pe tâlhar să nu-l pui cu meșteșugarul, să-i dai la fiecare locul ce se cuvine. Adică biserica este împotriva pedepsei cu moartea, dar este pentru păcat. Deci tolerezi păcatul. Nu! Du-l la ognă să scoată sare. Du-l în piață să măture drumurile. Du-l să sape ogoarele țării. Du-l să construiască locuințe pentru cei ce vor să muncească cinstit. Hrănește-l, întreține-l, păzește-l sănătos,
educă-l și dă-l societății când va fi bun de muncă. Și atunci societatea, într-adevăr, iubește ca pe sine însuși pe cei ce greșesc. Dar când mergem pe mila creștină și spunem, zice, ai săracul, n-a știut, a greșit. Păi dar lui îi place această compătimire. El de fiecare dată face același lucru. Îți dă în cap și îți ia poșeta din mână, smulge lanțul de la gât, îți ia cercelul din ureche, îți ia cheile de la mașină, îți ia frigiderul din casă, îți ia aragazul din casă, îți ia casetofonul și la urmă spune și a greșit săracul. N-a greșit, rupe-i oasele ca să nu mai greșească. Adică să vadă că legea lui Dumnezeu e o lege a adevărului, a dreptății, a justiției, a bunului simț și a cooperării comune sufletești. Asta înseamnă să nu mărturisești strâmb. Judecătorul care nu judecă drept merge în iad. Avocatul care nu judecă drept merge în iad. De ce? El este obligat să aibă cele trei toleranțe pe care le are și duhovnicul. Și judecătorul și avocatul au aceeași putere de a discerne exact ca preotul duhovnic. Dacă pedeapsa a fost o singură dată, i se trece cu vederea și i se dă mai mică, spre a fi încurajat să-și recâștige încrederea în el și în față de prostia făcută, dacă apare părerea de rău și căința, îi dai o pedeapsă mai ușoară, că vezi că a apărut părerea de rău față de păcat și e ca și o pocăință, iar dacă e nesimțit și mărlan, o dai maximă să șadă acolo, fiindcă cine nu-i vrednic să șadă într-o societate civilizată, să șadă închis ca la grădina zoologică. Să șadă acolo în gratii și să se uite ca maimuța printre gard dacă nu-i place viața liniștită și liberă. Deci de acest principiu este biserica creștină. Nu are nimic cu nimeni și nu se leagă de nimic, dar mărturisirea nu trebuie făcută strâmb. Noi nu creștem în biserică creștini neserioși. Fiecare trebuie să aibă responsabilitatea socială de om în societate, familială de mamă sau tată în societate, pruncească de copil față de părinți și de respect. Auzi, este acum dat o lege în care copilul își reclamă părintele dacă l-a bătut. Eu n-aș face altceva în cazul lor, decât în clipa când copilul meu nu mă ascultă, îl duc șefului de poș și spun, crește-l tu după legea ta dacă ești mai deștept. Și atunci, în momentul când o să se trezească cu 200 de copii la Parlament, o să spună, domnule, hai să dăm o lege să le ducem ăsta ștațul. Deci nu legea. Auzi, să-i dai copilului dreptul de a-și reclama părintele la lege, că l-a urecheat. Păi îl calci în picioare, îl storci ca pe spălător când ai stors blidele, îl pui în pat și îl hrănești cu lingura și ești mulțumit că l-ai educat, dacă nu de voie, de nevoie. Și atunci n-ai păcat în fața justiției și divinității că ai crescut un idiot. Pentru că în felul acesta se va săvârși și furtul, și uciderea, și adulterul, și mărturia mincinoasă. Și în felul acesta se cinstește și mama și tata de către cei care îi cresc, așa învechiți și cu mentalități învechite cum sunt ei, după principiul unor tineri care cred că mama și tata trebuie spânzurat după ce i-au împlinit vârsta de 20 de ani, că nu sunt de acord cu mentalitățile lor. El vrea la 20 de ani să fie mai deștept ca mama și ca tata, uitând că mănâncă din frigiderul lor și doarme în casa lor. El e deștept, dar pe muncă altuia. Și după ce a auzit tânărul toate acestea câte vi le-am spus eu vouă, s-a întristat, gândiți-vă, s-a întristat, că așa fac toți tinerii de azi, s-a întors cu spatele și a plecat foarte mâhnit, că a rămas nebăgat în seamă de însuși Mântuitorul Iisus Hristos, care i-a spus adevărul pe față. Și ce i-a spus? Dacă vrei să fii desăvârșit, vinde-ți averea ta, adică pune-ți în potența societății. A vinde averea nu înseamnă a-ți vinde casa și lucrurile de lângă casă. Pentru că n-ai unde să trăiești, nu o să mergi în boscheți. Deci a vinde averea înseamnă a-ți pune în potența societății toată valoarea ta ca om. Unul ca inginer, unul ca director, unul ca procuror, unul ca polițist, unul ca inspector, unul ca tot ce este fiecare. Și în felul acesta, când această avere ai dat-o săracilor, deci i-a învățat să intre în rândul oamenilor corecți și plăcuți lui Dumnezeu, vei avea comoară în cer. Adică nimeni nu poate răsplăti fapta bună, făcută și îndemnul corect unui om, crescut și bine educat și învățat de forțele de ordine, cele morale, intelectuale, sociale, spirituale și tot ce vrem din punct de vedere al ordinii,
să nu aibă plată sus, pentru că îți pomenești profesorul care te-a învățat să scrii în clasa 1-a, îți pomenești dirigintele din clasa 8-a, îți pomenești dirigintele din clasa 12-a, îți pomenești profesorii de facultate, îți pomenești nașii, îți pomenești părinții și ce spui? Băi, au fost oameni buni, au avut grijă de mine, iacă datorită lor am ieșit om. Ei, ceea ce spui tu în aceste simple cuvinte sau le adresezi o felicitare cu un anumit prilej aniversar sau la 10 ani de întâlnire după o facultate sau după un liceu sau după alte studii universitare, este de fapt ce? O revedere cu tine însuți. Și aici se împlinește cuvântul care spune oglinda ta este în aproapele. Dacă aproapele vede în tine ceva bun, tu ești plăcut societății și ești util ei. Și după ce ai făcut toate acestea, vino și îmi urmează mie. Extraordinar. Nimic nu poate fi mai categoric și mai bine exprimat ca acest cuvânt. Și după aceea, numai după aceea, după ce ai fost tu pildă de corectitudine, de muncă, de seriozitate, de omenie, de credință, de adevăr și de putere spirituală, vino și îmi urmează mie. Nu te trezești dimineața la 8, auzi, bă, femeie, hai să mergem și noi la o mănăstire în vizită. Să sui amândoi mașină, scot mici și fac grătar la poarta mănăstirii, mănâncă, beau, zice, a fost slujba, a fost lume, mult, a fost frumos, aia ne-am simțit extraordinar, ne-am distrat și n-am cuvinte să spun. Ei, n-ai ce căuta la Dumnezeu cu asemenea formulă. La Dumnezeu vine mâncat și postit 3 zile, duhovnicul te dezleagă, tu ești un bun credincios care îți faci pravila și canonul, și primește în dar o lingură de Sfântă Împărtășanie care te mai ține o lună sau 40 de zile treaz și cu mintea la Dumnezeu. Deci numai cine împlinește ceea ce am spus, minte sănătoasă, învățătură sănătoasă, viață sănătoasă, comportament sănătos, sfaturi sănătoase, inimă sănătoasă, cap sănătos, spiritual și moral, adică fizic și inteligibil, numai acela poate să urmeze lui Dumnezeu. Mai îmi spunea într-o zi o doamnă, acum 2-3 zile, și m-am distrat singur, râdeam și eu la masă. Părinte, am un băiat, încă am, nu o zis prost, nu o folosit termenul chiar așa. Nu prea-i bun societății, zice, dacă l-aș aduce la mănăstire, l-aș ține aici, zice, la noi școală de handicapați. Și se uită la mine așa cu niște ochi mari, dar zice, unde-i dragostea față de semen? La tine acasă, că e a tău, tu l-ai făcut, crește-l și educă. Ce mi-l aduci mie să-mi bat eu capul, pot ras la ta. Și s-a uitat atât de mirată, că n-am fost de acord că fiul ei, care nu-i bun societății, l-ar lăsa la mănăstire, știi? Îmi răstorn coșul de gunoi la tomberonul comunal. Nu! Mănăstirii să-i dai cei mai buni, cei mai drept, cei mai curat, cei fără meteană, ce n-a ucis, ce n-a furat, ce n-a curvit, ce n-a mărturisit strâmb, cei ce și-au cinstit părinții, și care s-au iubit pe ei, pe Dumnezeu și pe aproapele ca pe ei înșiși. Ăia pot fi oameni de folos societății. Că dacă tu îmi dai un hoț, el te fură pe tine. Dacă îmi dai un curvar, te smintește pe tine. Dacă îmi dai un ticălos, mâine tot pe tine te lovește. Și dacă îmi dai un om de nimic, de nimic va fi și biserica într-o bună zi. Cum spune Filareta Moscovei, mamele bune pot da duhovnici buni, iar duhovnicii buni pot schimba fața lumii. Filaret al Moscovei. Și, cum v-am spus, a plecat tânărul plin de întristare, fiindcă avea multe avuții. Frumos era, succes la fete avea, școli înalte avea, bărbat legat era, bărbat inteligent era, tânăr era, puternic era, priceput era, înțelegător era. Dacă n-a auzit de Dumnezeu, nu fac eu un pas ca asta, dar nu stă împit la cap. S-a dus să-și petreacă mai departe viața în mocirlă. S-a dus în discotecă, s-a dus să se însoare, s-a dus să mărite de 2-3 ori, s-a dus să-și petreacă viața acolo unde, de unde a venit să-L caute pe Dumnezeu. Și s-a întors întristat și în momentul când s-a întors întristat, aici e problema pe care Iisus o pune la un mod foarte categoric și greu. Și Iisus le-a zis ucenicilor, nici nu i-a spus lui măcar, adevărat vă zic vouă, cu greu va intra un bogat în împărăția cerului. Adică un om perfect cu greu se dedă lui Dumnezeu și rugăciunii. De obicei la Dumnezeu vin cei care n-au de-a face cu lumea, care sunt inapți lumii. Tot ce este inapt combatant pentru armată e bun lui Dumnezeu, că el strânge. Cam aici a vrut Dumnezeu să bată șaua, să priceapă iapa. Dar le-a spus,
Mai lesne este să treacă funea, adică odgolul de la vapor prin urechea acului, adică Camila, decât bogatul să intre în Împărăția lui Dumnezeu, și v-am spus, nu referindu-se la bani și la avere, ci la toată intelectualitatea aceasta pe care omul este dotat de la naștere până la mormânt de Dumnezeu. Fiindcă sufletul rațional Dumnezeu ți l-a dat, inteligența Dumnezeu ți-a dat-o, mintea Dumnezeu ți-a dat-o, urechea Dumnezeu ți-a dat-o, ochiul Dumnezeu l-a dat, priceperea Dumnezeu a dat-o, inteligența și sclipirea de gândire Dumnezeu ți-a dat-o, priceperea și toate celelalte daruri, frumusețea, bărbăția, demnitatea, tot ce vrei să vezi frumos într-un om atunci când te uiți la el. Deci toate sunt de la Dumnezeu și de aceea spune Dumnezeu cu nevoie să intre în Împărăția Dumnezeu. De ce? Fiindcă omul perfect este supus pe irii. Tot ce e mai frumos trebuie să intre în mâna muierii. Tot ce e mai frumos trebuie să intre în mâna pușcăriei. Tot ce e mai frumos trebuie să intre în mâna prostituției. Tot ce e mai frumos trebuie să intre în interesul perversiunilor imorale ale legilor pervertite. Deci e păcat ca un om crescut curat și drept, ca o lumânare și bine educat, să fie în slujba lui Dumnezeu. E o nebunie! Ce? Cum spunea odată o doamnă, tocmai băiatul meu n-ați găsit pe altul. Ia că dacă tău a fost, ce vrei să-ți fac? Adică ce se întâmplă? Spunea odată o afirmație la fel de genul acesta la o intrare în monahism. Mai bine îl știam golan, curvar și târâtură în baruri decât închis în mănăstire. Deci auzi? Gândire creștină de om care se spovedește, de om care se împărtășește și ia Sfintele Taine din mâna lui Dumnezeu și a preotului lui Dumnezeu. Mai bine îl știa în bar, târfă, desfrânat și destrăbălat, decât în slujba lui Dumnezeu, îmbrăcat în har și în lumină. Deci iată gândire în secolul 21 de creștini care mănâncă din Hristos. Iată gândire într-o societate în care mii de vestigii istorice stau mărturie, biserici, cărți, veșminte, icoane, racle de sfinți, moaște de sfinți și atâta tezaur liturgic și dogmatic și duhovnicesc care stă la baza formării acestui neam ortodox în care ne-am născut. Și auzind ucenicii s-au întristat foarte zicând, și aici e deznodământul, dar cine poate să se mântuiască? Este o cântare care spune, de vei căuta la fără de legi, nimeni nu se va mântui, că la tine e milostivire răspunsul. Dar le dă Dumnezeu un răspuns care nu-i prins în Duhul Sfânt, ci-i prins la El. Dar Iisus, privind la El, la ei, adică la ucenici, le-a zis, la oameni aceasta nu-i cu putință, însă la Dumnezeu toate sunt cu putință. Când Dumnezeu vrea să echilibreze prin Duhul Sfânt o societate, ridică și un Ștefan cel Mare, ridică și un Mihai Viteazul, ridică și un Mircea cel Bătrân, ridică și un Ilie Cleopa, ridică și un Paisie Olaru, și un Vicentie Mălău, și o Cuvioasa Parascheva, și un Ioan cel Nou de la Suceava, și un Iosif de la Parto, și un Dumitru Basarabov, și o Filoftea de la Argeș, fără ca să o întrebe pe Ileana, fără ca să o întrebe pe Maria, fără ca să întrebe de Gheorghe și de oameni. Și se uită în sfatul său și spune, ăla îmi trebuie mie. Trimite Duhul Sfânt și îi moaie inima și îl pune acolo unde este locul, nevoia și necesitatea, ca planurile dumnezeiești și ale mântuirii noastre să nu fie după voia noastră, ci după voia Lui cea Sfântă, în vecii vecilor. Amin.